Bună ziua! Astăzi vom învăța despre șirul de numere în Python și anume secvențe de numere de pe poziții consecutive dintr-un șir. Să se scrie un program în limbajul Python în care se citește un șir de n numere naturale și se afișează lungimea secvenței de numere pare de pe poziții consecutive care conține cele mai multe numere. Dacă nu există valori pare în șir, se va afișa valoarea 0. Ca exemplu, dacă se citesc datele de intrare 10, 2, 6, 5, 3, 6, 8, 10, 12, 7, 14, se va afișa valoarea 4. Sunt 10 numere în șir. Secvențele de numere pare de pe poziții consecutive sunt prima secvență 2, 6, a doua secvență 6, 8, 10, 12, a treia secvență 14. Se observă că cea mai lungă secvență are 4 elemente pare. Ca idee de rezolvare, se va citi șirul și se vor folosi variabilele. LC, care va avea ca valoare lungimea secvenței curente din șir, LMAX, care va avea ca valoare numărul de valori pare al secvenței de lungime maximă, VAL, care va avea ca valoare numărul curent din șir. Se va citi numărul de valori din șir. Se inițializează lungimea secvenței curente cu 0. Se inițializează lungimea secvenței maxime cu 0. Cât timp mai avem numere de citit din șir? Se citește valoarea curentă din șir. Dacă valoarea curentă este pară, va crește lungimea curentă cu o unitate. Dacă aceasta este lungimea maximă, se va schimba lungimea maximă. Altfel, adică valoarea curentă nu este pară, se va reinițializa lungimea curentă. Am început o nouă secvență de numere. Numărul de numere citite scade cu o unitate. Vom afișa lungimea maximă. Să testăm programul prin rulare și stabilire ca date de intrare a datelor din exemplu. Să rezolvăm împreună o altă problemă. Să se scrie un program în limbajul Python în care se citește un șir de n numere întregi și se afișează cea mai lungă secvență de numere egale de pe poziții consecutive din șir. Secvența va conține cel puțin două numere. Dacă în șir sunt mai multe astfel de secvențe, se va afișa prima. Dacă nu există două numere egale pe poziții consecutive, se va afișa valoarea 1.
Ca exemplu, dacă se citesc datele de intrare 9, 2, 2, 2, 3, 5, 10, 10, 10, 10, se va afișa secvența 10, 10, 10, 10. Sunt 9 numere în șir. Secvențele de cel puțin 2 numere egale de pe poziții consecutive sunt: prima secvență 2, 2, 2, a doua secvență 10, 10, 10, 10. Ca idee de rezolvare, se va citi șirul și se vor folosi variabilele LC, care va avea ca valoare lungimea secvenței curente din șir cu valori egale, LMAX, care va avea ca valoare numărul de valori egale din secvența de lungime maximă, X, care va reține un număr din șir, Y, care va reține următorul număr din șir după X, de pe următoarea poziție consecutivă, CX, care va reține valoarea din șir cea mai lungă de numere egale. Pentru a citi șirul și a procesa câte două numere de pe poziții consecutive, se va folosi instrucțiunea while. După ce citim numărul de valori din șir, vom citi prima valoare, iar numărul de valori din șir va scădea cu o unitate. Cât timp avem numere de citit, vom citi o nouă valoare. Vom prelucra perechea de valori XY, apoi prima valoare din următoarea pereche va fi ultima valoare din perechea precedentă și se va scade cu 1 numărul de valori care au rămas de citit din șir. Se citește numărul de valori din șir. Se inițializează lungimea secvenței curente cu 0. Se inițializează lungimea secvenței maxime cu 0. Se citește prima valoare din șir. Numărul de valori rămase de citit din șir scade cu o unitate. Cât timp mai sunt valori de citit din șir? Se citește o nouă valoare din șir. Dacă perechea de valori de pe poziții consecutive este egală, crește lungimea secvenței curente cu 1. Dacă lungimea secvenței curente este mai mare decât lungimea secvenței maxime, lungimea secvenței maxime devine lungimea secvenței curente. Se reține valoarea lungimei curente. Altfel, dacă cele două valori de pe poziții consecutive nu sunt egale, se reinițializează lungimea secvenței curente. Prima valoare din următoarea pereche este ultima valoare din perechea precedentă. Se scade numărul de valori rămase de citit cu o unitate. Se afișează secvența de lungime maximă de valori egale. Să rulăm programul cu valorile din primul exemplu.
să rulăm programul cu valorile din al doilea exemplu. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre algoritmi de prelucrare a secvențelor de numere dintr-un șir implementați în limbajul Python.